În satul Ion Neculce se ridică din donații o casă destinată familiei Ciobanu, care are 10 copii. Aceștia au locuit într-un spațiu impropriu, vechi de 70 de ani, fără energie electrică și cu un acoperiș putred. Impresionat de situația acestei familii, starețul mănăstirii Hadâmbu a venit cu inițiativa de a le ridica o nouă locuință. În prezent, pereții sunt ridicați, iar până la finalul lunii septembrie va fi finalizată întreaga casă. Terenul a fost dat de către primărie după ce starețul mănăstirii Hadâmbu a găsit înțelegere la edilul din comună. Ne aflăm la fața locului unde, grație domnului primar, unde ne-a dat o palmă de pământ, să spunem, am început această căsuță cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a câtorva credincioși care m-au sprijinit să începem această temerie. Astăzi am avut turnarea, o să începem de luni din nou continuarea la temerie și încetul cu încetul rugăm pe milosivul Dumnezeu și pe toți bunii credincioși să ne ajute, să ne sprijine, să bucurăm pe acești copii, să le ridicăm o căsuță, să aibă unde să-și plece capetele. Părintele stareț de la mănăstirea Hadâmbu i-a mobilizat în această lucrare pe oameni, iar cu sprijinul donațiilor, 10 copii vor duce un trai mai bun. Pentru mine este o bucurie extraordinară că văd că din ce în ce căsuța, dacă bine observați, ajungem îndată la placă. Și iată de mila lui Dumnezeu, puținul credincioșilor care m-au sprijinit, a fiilor mei duhovnicești, majoritatea, și a multor români din afară chiar, să spunem, din Bucovina, care lucrează în afară, mi-au trimis prin mandat poștal sau un puținul lor care, din truda și osteneala lor, că nu ușorezi să muncești peste hotare. Și vedem că, din mila lui Dumnezeu, căsuța se ridică. Ar fi o mare minune să vedem această căsuță și acești copii să intre în ea până în iarnă.